Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Noi de aici vă salutăm și vă mulțumim că în seara aceasta ați ales să petreceți următoarele minute împreună cu noi. Și în seara aceasta venim în întâmpinarea dumneavoastră cu o temă legată de situația în care ne aflăm noi aici în țară, cât și toată lumea, de fapt, este afectată de situația aceasta pandemică. Împreună cu dumneavoastră și noi și alții suntem martori la niște schimbări majore, inclusiv în ceea ce privește managementul forței de muncă, cum spunem noi, managementul resursei umane. Și în seara aceasta, împreună cu invitatul nostru, aș dori să discutăm tema aceasta. Înainte de a trece la tema noastră, vreau să-i spun un bun revenit stimatul nostru invitat, nimeni altcineva decât domnul George Butunoiu, managing partner la George Butunoiu Executive Search. Domnule Butunoiu, bine ați revenit la noi în emisiune. Mulțumesc din nou. Vă mulțumesc foarte mult că ne vedem împreună. Ați, să spun, dedicat un timp în agenda noastră pentru discuția aceasta. Să știți că vă urmăresc cu interes și eu și văd că și alții vă urmăresc foarte mult. Ați contribuit în vremea aceasta a pandemiei în prezența online. Am văzut că scrieți foarte des, postați, faceți o grămadă de activități în ceea ce privește opinia publică. Văd că puneți foarte multe sondaje, luați pulsul comunităților românilor, angajaților din România, vă sfătuiți, veniți cu idei, ba dimpotrivă, atunci când e de corectat ceva, veniți cu variante ajutătoare. În primul rând, vreau să vă spun cum sunteți dumneavoastră, dacă ați revenit la muncă sau ați pornit motoarele așa ca pe vremuri sau încă sunteți în starea de, tot așa, lucrați de acasă, în primul rând dumneavoastră ca search executiv. Nu, absolut deloc. Deci e o diferență enormă între rezultatele recrutării făcute în 2D, prin video și cea față în față cu omul în care te uiți în ochii lui și vezi ce face. Și ok, probabil că și din partea lui că se uită la mine, însă pentru mine e important să-l am în față, în birou. Deci eu am acum în întregime activitatea la birou. Nu toți angajații s-au întors la birou, secretara mai lucrează de acasă și alți angajați, însă eu în totalitate m-am întors la birou și pe cât posibil n-o să mai revin la discuțiile prin video decât atunci când sunt obligat. Vorbesc de discuțiile cu candidații și cu clienții. Bun, extraordinar. Și eu, să știți, sunt adeptul socializării față în față, prezenței, practic. E o mare diferență în ceea ce înseamnă comunicarea două persoane de la distanță și una e când suntem unic față în față cu ceilalți. În seara aceasta încercăm să privim împreună câteva și să abordăm câteva din schimbările pe care așa noi, cei din lumea aceasta a forței de muncă, a resurselor umane, a, să spunem, industriilor în care fiecare desfășurăm activitate, observăm schimbări care ne afectează atât activitatea noastră de zi cu zi la servici și, bineînțeles, rezultatele. Și aici este foarte important, când vorbim despre rezultate, vorbim de practic de propriile noastre venituri, rezultatele companiei ne afectează și pe noi și atunci ar trebui să înțelegem în primul rând, să vedem care sunt schimbările și cum ne putem adapta la aceste schimbări. Vreau să remarc încă ceva foarte frumos la dumneavoastră. Am văzut că ați lansat un nou website care se cheamă Managero, după cum știm noi și ceilalți care vă urmăresc. La fel, o platformă în care dumneavoastră aveți un impact și vă felicit și pentru această inițiativă. Cum să spun, pe de o parte și misiunea aceasta pe care noi o facem s-a născut în pandemie și a fost o idee, a zice eu, extraordinară. Văd că și dumneavoastră în timpul acesta ați pus, să spunem, rotițele în mișcare și ați venit cu această platformă. Excelentă idee și sper să fie cât mai de folos dumneavoastră și, bineînțeles, celor care vă urmăresc. Bun, haideți să trecem la prima întrebare.
care are legătură cu... Dacă îmi dai voie înainte să pui prima întrebare, să fac o mică paranteză legat de ce am spus chiar la începutul emisiunii cu întâlnirile astea pe video, că nu știu dacă o să am ocazia să o spun și poate uit, însă cu siguranță e interesantă pentru cei care se uită la noi. Vreau să spun că impresia pe care mi-o fac eu despre cei cu care stau de vorbă, fiindcă cu marea majoritate am discutat la început când am fost obligați prin camera video, însă după aceea m-am întâlnit cu ei față în față. În aproape toate cazurile, cu foarte puține excepții, impresia pe care mi-am făcut-o despre oamenii respectivi în întâlnirile astea video a fost mai proastă decât impresia făcută de ei în 3D, când ne-am întâlnit la birou, față în față. Nu mă așteptam la asta. Unii, din potrivă, preziceau că te prezinți mai bine, că faci o impresie mai bună într-o discuție video, dar n-a fost așa. Prin urmare, cei care pierd par să fie candidații atunci când sunt intervievați prin camera video și nu față în față. Dacă, știu, concluziile astea ale mele se confirmă și din alte surse, însă în aproape toate cazurile, practic fără excepție, nu mi-aduc aminte să fi fost nici măcar un singur caz în care atunci când m-am întâlnit față în față cu omul respectiv să nu îmi fi făcut o impresie mai bună decât notasem eu de la întâlnirile video. Asta poate e bine de știut. E bine de știut, așa că pentru cei care ne ascultați și cumva veți avea un interviu, nu contează dacă veți ajunge vreodată la vreun nivel executiv, dar pentru o poziție executiv, dar cel puțin la o discuție online, dacă puteți să mergeți față în față cu cel care vă intervievează, vă rog, mergeți, faceți efortul acesta să vă vedeți față în față. E mai bine pentru dumneavoastră, aveți șanse mai mari, pentru că online-ul întotdeauna diminuează și s-ar putea să aveți un dezavantaj din punctul acesta de vedere. Acum, dacă tot vorbim despre online, rămânem în zona aceasta. De câteva săptămâni, vă spuneam, înainte să înceapă emisiunea, am început să călătoresc și să vizitez câteva dintre birourile noastre din străinătate și mai mult vreau să vă spun că să mă întâlnesc cu diversi clienți, diverse parteneri de business. Și vreau să spun, am observat un lucru pe care vreau să văd cum îl vedeți și dumneavoastră ca un om, să spunem, cu experiență în domeniul acesta al clienților și al interacțiunii cu clienții. Companiile au ajuns în starea, în situația în care nu mai pot oarecum forța pe angajat să vină la birou și văd cam peste tot prezența foarte redusă a angajaților la birou. Deci în afară de fabricile unde există un flux continuu, practic se lucrează la bandă, cum spunem noi, da? Și acolo e nevoie de prezență umană, bineînțeles cu prezența măsurilor de securitate sanitară. În tot ce privește partea aceasta de management, de back office, observ o lejeritate și prin propria, să spunem, decizia angajatului, angajatorul nu poate să-l forțeze să vină la birou în momentul de față, doar prin faptul că angajatul poate declara pur și simplu că îi e teamă, deși poate e vaccinat sau știu eu. Deci, și ce se întâmplă? Vedem rezultatele. Vreau să spun următorul lucru. Rezultatele sunt afectate în ceea ce privește interacțiunea noastră și mai mult calitatea pe care angajatul o oferă în serviciile pe care le prestează pentru cel care plătește, bineînțeles. Acum, situația nu se știe și fiecare încearcă să profite pe dumneavoastră. Vreau să vă văd, cum vedeți dumneavoastră ca un om care este de la început de partea celui, deci practic lucrați pentru cel care caută forță de muncă, pentru clientul care își caută un om de bază, un om în care e gata să-l plătească, să investească în el și la un moment dat se trezește în situația aceasta în care e forțat datorită condițiilor ca angajatul sub o scuză plauzibilă, da? Nu ar fi fără,
să livreze mult mai puțin decât e nevoie pentru poziția respectivă. Cum vedeți? Angajatorul nu e forțat să îl lase pe angajat să lucreze de acasă dacă asta îi cere. Nu. Nu există nicio legislație și nicio normă în privința asta, atâta vreme cât angajatorul respectă legislația în vigoare la momentul respectiv. Legislația în vigoare la momentul respectiv spune că să porți mască, să mai spune câteva lucruri. Dacă angajatorul respectă regulile astea, angajatul nu poate să refuze să vină la birou. Și pentru angajator e un motiv suficient să-l dea afară pe angajat. Ok, că nu o face acum e una, însă să fie foarte clar. Angajatul nu poate pune astfel de condiții angajatorului. Da, și de aceea, pentru că fiind situația asta destul de neclară, vedeți că am observat majoritatea, cel puțin corporațiile, își îndeamnă angajații să se vaccineze. Acum depinde de la țară la țară și știm situația din România la cât suntem. Vorbesc în calitatea unui om care s-a vaccinat încă de la început. E ok, da, mă folosesc de certificatul acesta de vaccinat, de pașaportul de vaccinare, pot călători cu el, deci văd clar avantajele pe care le am. Dar sunt o grămadă de persoane care, cum să spun, sunt reticente, profită de starea aceasta de neclaritate, de el, atitudinea lui, nu e, ai nevoie de el, nu, e greu să găsești cineva la nivelul acesta și oarecum jonglează. Oamenii știți cum sunt, profită, încearcă să profite de orice situație încât frațiune. Într-adevăr, din punctul lui de vedere e mai confortabil să stea acasă, dar pe de o altă parte, să știți, rezultatele suferă. Și vedem asta în cifrele, pentru că am discutat cu foarte multă lume și fiecare zice, domnule, în perioada aceasta am scăzut. Sunt câteva zone în care am mers foarte bine, dar vedem că, așa, general vorbind, performanța oamenilor. Oamenii s-au învățat să fie puțin mai leneși. Știți, să spunem cuvântul așa cum este. Deci să lucreze mai puțin, să stea mai relaxat, să se rezume la minimul necesar astfel încât să poată să zică că a lucrat, dar să știți că nimic nu se compară. Deci, dacă lucrurile vor merge în direcția aceasta și vom scăpa, cu siguranță va fi o revenire, dar deja unii se gândesc, bă, de ce să mai țin biroul deschis dacă majoritatea nu vin? De ce să mai investesc în infrastructură pentru că oamenii oricum lucrează de acasă? Într-adevăr, e și reducerea costurilor pentru angajat, pentru angajator, da? Dar totuși, până la urmă, noi suntem plătiți în urma rezultatelor. De asta zic, e o problemă. Mă gândesc la recrutare. Aveți ocazie de discuta. Sunt probleme acestea în care oamenii caută să aibă home office, cum îi spunem noi, sau nu e o condiție? Nu, la nivelul ăsta la care fac eu recrutarea, deci poziții de conducere, nu se pune problema. Să intre în discuție ca o condiție din partea angajatului că se lucreze într-un fel sau altul. N-am întâlnit și nici nu cred că o să întâlnesc o astfel de situație, iar dacă o să apară o astfel un astfel de caz în care să-mi pună cineva, un director general sau ce e condiția că vrea să lucreze de acasă sau nu știu ce condiții, evident că îl scot de pe listă. Așa ceva nu se face la nivelul ăsta. Pentru alte poziții, da, însă nu pentru manageri și directori. Bun. O altă provocare pe care o vedem acum în perioada aceasta este lipsa forței de muncă în anumite domenii. Cred că și dumneavoastră știu că sunteți un pasionat de tot ce înseamnă arta culinară. Știu că mergeți prin restaurante, ați vizitat foarte multe locuri și în țară, dar și în București. Cu siguranță v-ați întâlnit cu angajați care nu sunt români, proveniți din
din Asia sau știu eu din alte părți. E surprinzător, bine, pentru mine nu este un șoc, știu, dar pentru foarte mulți este ca, e surprins ca să te duci în afară, în străinătate, în Anglia sau știu în Italia și să vorbești în limba română la un restaurant, da? Un restaurant de, de înaltă clasă și să vii în România și să fii nevoit oarecum să vorbești în limba engleză sau cel puțin cel care te servește, cel care are grijă de tine să nu fie de origine română. Problema asta e o problemă a industriei Horeca în general, dar vreau să spun că deja văd că se extinde și în alte industrii, mai ales pe fondul acesta al să spunem, exportului de creiere pe care România îl are. Cum vedeți dumneavoastră după această perioadă? O creștere, o stagnare sau cum vedeți? Ar trebui să ne îngrijorăm sau... Asta e specific, acum e tipic pentru toate domeniile în care se lucrează cu muncă necalificată, fiindcă aduci din străinătate, din Asia, că de acolo vin, din altă parte, nu. Aduci oameni care muncesc, fac lucruri relativ simple, dar care au nevoie de multă putere de muncă, au nevoie de e nevoie de disciplină, în cazul lor e nevoie să facă niște lucruri pe care le învață cineva și poate să le facă și fără să știe limba, uneori chiar și engleza la un nivel rudimentar. Și aici e vorba de construcții, dar și de multe alte activități manuale. În Horeca, la fel, fac cei care, angajații ăștia străini, fac de regulă muncile necalificate, strâng masa, lucrează prin bucătărie, mai rar îi vezi servind la mese, dar însă și acolo, dacă poate să vorbească, știu să facă asta, bineînțeles. Vreau să spun că ăsta a devenit visul aproape oricărui angajator care are nevoie de muncă, un număr mare de muncitori necalificați, să aibă astfel de angajați din străinătate, din Asia. Da? Deci toți ar vrea. Sunt cotele, sunt foarte mici. Dacă s-ar dubla, s-ar tripla cotele, dacă s-ar face chiar de 10 ori, imediat s-ar găsi angajatori pentru ei. Și oricum, asta o să fie tendința în viitor. Ca muncile necalificate, cel puțin o vreme, câțiva ani sau poate 10 ani sau mai mult, ca muncile necalificate să fie făcute de către muncitori din alte țări, exact cum se întâmplă în Europa Occidentală. Da, în Anglia, în Europa, de foarte mulți ani, muncile astea foarte basic și în agricultură și în construcții nu sunt făcute de nativi de acolo. Cum noi, practic, tindem să îi ajungem pe cei din pe țările din Europa Occidentală din toate punctele de vedere, evident că o să ajungem și la modelul ăsta, la structura asta pe piața muncii. Da? Nu are de ce să fie o excepție, fiindcă absolut tot ce se întâmplă în Occident, acum în țările occidentale, într-un fel sau altă, tindem către acolo, vrem să ajungem acolo și chiar ajungem. Da? Deci e și un oarecare avantaj este prin faptul că cei din Occident, făcând absolut tot ce vrem noi să ajungem să facem, avem măcar exemplul lor, știm la ce să ne așteptăm, știm dinainte cum stau lucrurile, putem să evităm câteva capcane sau câteva greutăți. Așa este. Asta e tendința și o văd nu numai în România, o văd și în țările vecine. Da, mergem, dacă asta este nevoia, multe dintre acestea sunt chiar sezoniere. Asta este probabil și motivul pentru care... Haideți să vorbim despre un punct mai sensibil așa. Întotdeauna partea aceasta financiară este poate cel mai important stimulant atunci când cineva caută un loc de muncă sau își caută un loc de muncă și poate ăsta e și motivul pentru care mulți dintre ai noștri au plecat din țară. Dar vorbim, haideți să o luăm așa de la nivel executiv spre mediu. Dacă cumva în perioada aceasta în care dumneavoastră ați funcționat, ați căutat, ați avut întotdeauna activitatea aceasta de recrutare, dacă ați observat pe de o parte creșterea să zicem, cerințelor din partea angajatorilor și apoi dacă nivelul de salariu
a urcat sau a coborât în ofertele pe care, dacă l-ați văzut, adică vedeți o descreștere sau o creștere a nivelului de salarial? E o creștere pentru cei care lucrează în IT la modul general și în special pentru cei care lucrează în software, fiindcă cererea e foarte mare. Evident că creșteri și descreșteri nu există și n-or să fie niciodată descreșteri. Așa, dacă se întâmplă absolut punctual ca să-i scadă cuiva salariul, e nesemnificativ. În niciun caz nu poate vorbi cineva de o tendință. Deci descreșteri nu sunt. Creșteri există cam peste tot. Bun, e o tendință naturală de creștere, însă în unele domenii creșterile sunt puțin mai mari și asta se datorează tendinței de a ajunge să lucrezi cu mai puțini angajați, dar mai bine plătiți. Exact modelul care e în Occident acum și fix ce spuneam mai înainte, că noi tindem să facem la fel cum se întâmplă în țările occidentale din toate punctele de vedere și acolo sistemul e foarte clar. Cât mai puțini angajați posibil, da? Doar cei care nu pot să fie înlocuiți de tehnologie, de proceduri, de știu, altceva, însă aceștia trebuie să fie mai bine plătiți. Ei, și tendința pe piața românească exact asta e. Dacă un angajator, dacă unui angajator îi pleacă 3 angajați, face în așa fel încât să angajeze înapoi doar 2 în loc de 3, da? Cei doi să fie ceva mai bine plătiți decât erau înainte. Și e un model de business și de a face lucrurile sănătos și așa și trebuie să fie. Da, așa este și eu văd tendința asta și pe de o parte e corect, pare normal să se întâmple așa. Fiecare dorește să fie cât mai eficient și să-și folosească resursele la maxim. O altă provocare pe care o văd și chiar îmi doream să discut cu dumneavoastră despre zona aceasta este restrângerea activității. Văd în special în zona aceasta financiar-bancară foarte multe bănci își optimizează activitatea, în primul rând închizând din agențiile mai puțin profitabile, unde erau oameni și se merge foarte mult spre digitalizare. Apropo de digitalizare, că ăsta este punctul la care vreau să ajung, este din ce în ce mai discutat, ați văzut, vorbim de, inclusiv de la școală, de la tot ce înseamnă operațiunile acestea guvernamentale, da? Inclusiv administrația locală, toată lumea vorbește despre digitalizare. Nu știu dacă cât de mult afectează partea, zona aceasta a resurselor umane, dar cel puțin la nivelul activităților companiilor se investea și înainte, dar acum s-a accentuat. Practic se merge pe foarte repede înainte, astfel încât fluxul acesta de desfășurare activității de zi cu zi să fie cât mai performant. Și asta înseamnă, bineînțeles, reducerea numărului de angajați. Optimizarea duce la folosirea tehnologiei, a roboților, a inteligenței artificiale. Acum vreau să văd și părerea dumneavoastră ca dumneavoastră recrutați oameni și nu computere, da? Nu roboți, nu sisteme acestea automate de a face ceva. V-am dat un exemplu doar din industria aceasta financiar-bancară, unde se vede clar că băncile de pe străzile noastre sunt un număr mai mic, încep să se restructureze. Cum vedeți tendința aceasta? Vă mire ceva? Vă sperie ceva? Cel puțin la nivelul executiv cred că nu se pune problema. Dar haideți să vorbim așa la angajatul de zi cu zi. Ăsta e de departe cel mai bun lucru pe care pot să-l fac firmele. Da? Să înlocuiască oamenii cu tehnologie, da, cu proceduri, fiindcă
La tehnologie nu există probleme de disciplină niciodată, nu există nici în trecut și nu o să fie nici în viitor. Nu obosesc, câtă vreme e curent în priză, toate merg, nu fac grevă, nu cer mărire de salariu, ok, mai cer ei o mărire de RAM sau de așa, dar e nesemnificativ față de o mărire de salariu. Deci, din absolut toate punctele de vedere, da, tehnologia e mai avantajoasă decât pentru angajator, e mai avantajoasă decât angajatul uman. Da? Am spus de multe ori, dacă o companie depinde cât mai puțin de angajați, ok, are nevoie de câțiva care să vină cu idei, cu strategie și așa mai departe, însă pe toată partea de execuție să fie înlocuiți cu tehnologie, cu mașini, cu digital, cu proceduri, da? Atunci compania respectivă e foarte, foarte solidă, foarte business-ul e cel mai solid cu putință și permite să facă și calcule foarte precise, să se știe exact și ce au făcut și ce au de făcut. Deci ăsta e cel mai bun lucru pentru companii, să înlocuiască oamenii cu mașini, cu tehnologie, cu IT, cu digital, cu ce vreți. Și bineînțeles că asta or să facă companiile. Deja în Occident sunt mult mai avansați pe direcția asta. Acum, o repet în permanență, noi urmăm absolut toate exemplele care vin din Occident, că chiar sunt bune. Da? Bineînțeles că și noi o să ajungem acolo, ajungem într-un ritm accelerat, îi ajungem din urmă pe occidentali în multe privințe. Fiindcă avem și avantajul ăsta, când construiești ceva de la zero, ai măcar avantajul că poți să-l faci direct în ultima versiune, cea mai modernă, cea mai... Da, cum a fost cu internetul la noi. Pe când dacă pornești cu ceva mai rudimentar și faci, îl îmbunătățești, ăla iese mai greu. Așa este. Întotdeauna, când încep de la zero, încerc să folosești tot ce e la modă, deci ultima versiune pe care o ai disponibil în piață, și cu aia ai cel puțin garantat câțiva ani că ești la zi cu tot. Plus, dacă mai sunt update-uri, se pot face din foarte mult, să merge pe zona aceasta a software. Asta este tendința, este clar, am văzut, și chiar aș vrea să vă întreb cum vedeți din punctul de vedere și reconversia profesională. Pentru că, bine, pentru un anumit tip de angajați, oameni care sunt trecuți, să zicem așa, de mijlocul vieții, care poate în prima parte a vieții au lucrat ceva chiar în aceeași, să spunem, instituție sau chiar poate în aceeași fabrică, au lucrat pe o anumită poziție, tehnologia a făcut ca tot ce înseamnă procese, da, procedurile de lucru, procesul tehnologic să se schimbe și la un moment dat angajatorul nu îl dă afară pe respectivă, dar îl trimite la școlarizare. Bineînțeles, pe cheltuiala lui, pe banii lui. Cum vedeți procesul acesta? Pentru că sunt oameni care își doresc asta, dar sunt și oameni, să știți, am văzut, reticenți, foarte fixiști, greu de schimbat și mereu se plâng de noutățile acestea. Păi, în primul rând, trebuie să știi că tehnologia evoluează în sensul în care să poată să fie folosită de către oameni, oricât de proști ar fi, și fără absolut nicio experiență și fără să trebuiască să învețe nimic. Nu compara tehnologia și ce ar însemna să fii bun și la curent cu tehnologia, cu situația care era acum 20-30 de ani, cu situația care e acum. Da? Ia exemplul unei mașini. Da? Dacă cumpărai acum 30 de ani o mașină, învățai despre ea, unde e carburatorul, unde să-i scoți, nu știu ce, să suplini ele, să aveai trusă cu scule, aveai de toate. Erai
învățai să fii un mic tehnician. Când îți cumpărai mașina, era obligat. Dar ăla era, într-adevăr, un proces de învățare, învățai niște lucruri. Acum, când îți cumperi o mașină, trebuie să înveți să apeși pe vreo 10 sau 20 de butoane. Nu mai face nimeni altcineva. N-am mai văzut pe nimeni care să fi deschis capota în ultimii ani și să fac ceva. Da? Cam așa e și cu tehnologia. Să nu vă închipuiți că a învăța, știu eu, să lucrezi digital e mare lucru. Nu, e ceva absolut banal. Cei care au conceput, care au făcut programele astea, care au făcut sistemele, le-au făcut în așa fel încât pe ecran să ai 5 butoane și îți spune dacă în caz că apasă pe butonul 1, apasă pe butonul... Asta e digital acum. Da? Pentru 99% din populație. E, cei 1% care sunt în spatele ecranului, care fac butoanele alea, care se gândesc la ele, ăia sunt într-adevăr mari specialiști. Aia sunt specialiști în digital, însă nu despre ei vorbim. Deci să fim rezonabili. Nu e nevoie de nicio adaptare, niciun training pentru ceea ce înseamnă tehnologia acum și digital, fiindcă au soluții acum pentru cei care folosesc să lucreze cu ele fără să știe absolut nimic. Da? Deci nu, reconversia asta e un mit, e o sperietoare pentru mulți. Nu, dacă un om știe să-și deschidă televizorul acasă și tableta să trimită un e-mail, cam asta are de făcut și la lucru. Da, îi se spune pe ce butoane să apese și el apasă. Mai avem o problemă pe care vreau să discutăm și cred că s-a tot bătut monedă în ultimii ani pe tema aceasta, a discrepanțe dintre angajații care sunt în sistemul de stat și cei care sunt în privat. S-au schimbat multe lucruri în ultimul an și ceea ce noi știam la începutul anilor 2000, că la privat condițiile, salariile, tot ce înseamnă pachetul acesta pentru angajat este cu mult mai bun decât, sunt mai bune decât în ceea ce privește condițiile de la stat. Iată că stăm în vremurile în care avem angajați de la privat și unii chiar pe poziții destul de bune, migrează spre companii, spre agenții guvernamentale, motivând pe bună dreptate că acolo sunt mai bine plătiți, au avantaje mai multe, programul este program, deci nu se stă peste program, e programul acela de 8 ore, chiar unei au și alte avantaje. Deci suntem în situația în care angajatorii privați văd cu ochii lor cum statul oferă mai bune condiții decât privatul. Cum vedeți migrarea aceasta, mai ales că acum și la stat s-a lucrat de acasă, au fost perioadele acestea de pandemie și ne vedem în situația în zona aceasta a companiilor private de a căuta oameni pe care chiar de a crește salariile astfel încât să putem păstra oamenii la servici. Evident, absolut tot ce se întâmplă în țară, din politică, da, dacă te uiți în Parlament și în guvern, aproape toți sunt oameni care au lucrat la stat, doar la stat sunt oameni ai sistemului, deci toți ăștia practic fac toate regulile din țară. Bineînțeles, când tu ești cel care face regulile, îți dai ție toate avantajele și tot ce poți să obții cât de mult poți. Da? Practic, un milion, nu, mai puțin, câteva sute de oameni de la stat, vorbesc de cei care lucrează în administrație, nu în spitale, în, știu, alți angajați de la... În învățământ. Da, deci au luat pur și simplu, au luat o static, o întreagă țară, da? ei dictează tot, fac regulile, distribuie resursele și absolut tot. Și bineînțeles că
pentru mulți e avantajos să ajungă acolo, chiar dacă sunt și unele dezavantaje, fiindcă acolo depinzi de toanele vreunui șef pus acolo politic. E absolut frustrant să fii într-un loc în care nimeni nu are, aproape nimeni nu are nici cel mai vag, știu, nivel profesional, da, dacă e să compari cu ce găsești în firmele private. Sigur că e frustrant pentru mulți, însă mulți preferă să suporte asta ca să ajungă într-un loc în care n-au nicio responsabilitate, da, absolut niciuna, în poți să lucreze sau să nu lucreze, pot să fac ce vor, iau bani mai mulți. Evident că e avantajos. Câtă vreme vor să fie niște politicieni care pot să facă lucrurile în favoarea lor, or să o facă. Da? Nu suntem copii, să nu ne imaginăm că o să fie vreodată altfel. Da, asta este realitatea. Va trebui să ne adaptăm și învățăm asta în fiecare zi. Lucrurile încă nu sunt foarte clare. Ceea ce este 100% sigur este că viața trebuie să meargă înainte. Asta înseamnă că va trebui în continuare să muncim, să ne desfășurăm toate forțele astfel încât să putem ne câștiga pâinea aceea de toate zilele și bineînțeles să le dăm înțelesul să fim în fiecare zi din ce în ce mai buni. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Butonoiu, pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Cu acordul dumneavoastră și cu, cum să spunem, cu disponibilitatea de care dați dovadă de multe ori, vă invit și la alte ediții în care, așa cum am discutat, vreau să vă provoc la un alt fel de discuții, pentru că vedem că schimbările sunt din ce în ce mai vizibile și, într-adevăr, e nevoie să le dezbatem, să le punem în lumina reflectoarelor și apoi să le facem cât mai înțelese pe limbajul celor care ne vezi. Eu vă mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc. Stimați prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru prezența în fața amicilor ecrane. Vă mulțumim că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Noi de aici vă salutăm și vă mulțumim. Până data viitoare vă spunem la revedere!